Hei, suntem camuflaj amândoi. Hey. Aha, păi foarte simplu. Da. Ce trebuie? Da. Nu e niciunul mai bun. Pe tot online-ul și offline-ul. Niciodată nu o să fie unul mai bun. Aoleu, da, am vorbit doar de prezent. Viitor nu o să mai fie nimeni la fel de bun și ce de viral. Da, cine naiba? Nici nu era online în trecut, până acum 2 ani. Cine el? Da, la viitor ar și ne-ar vrei să fii... Nu e prea devreme să vorbim despre Stella. Și asta e foarte posibil, depinde de mood-ul în care mă aflu. Dimineața mă urăsc, mai spre seară încep să mă plac. Oh, dar de ce? Că n-ai motive. Nu. Nu, că dacă zic, să mai enerva pe mine pe chestia asta și dacă o zic iar pe post, te enervează și mai tare. Te rog. Nu, por mă de-i. Știi ce a zis Bukowski, nu? Se știe ce iubești și lasă, distrug, așa că hai, distrugem. Ne plac curvele. Neplătite. Pune că nu plătesc. Neplătite, normal. Nu, le nu alea plătite. Curvele în general. Ce-am ajuns eu la atâția followeri? Nu, nu plătește. Nu, asta chiar nu. Îi plac alea, cu suflet bun. Iubesc bărbații foarte mult. Adică îi vreau în viața mea. Dar doar dacă știu să se poarte frumos. Așa e fost. Azi, mă, fetițo, e cu poșeta aia colorată, la ținut asta elegantă, crezi că te fluiureau pe tine vreodată, mă? Poftim? Păi, botinele alea nu merge pe la rochea asta. Adică fără misogini și fără bărbați prost crescuți care nu au educație. Adică nu suport proasta educație. Dar rest, hei, sunați-mă că sunt aici. Exact, așa e. Adică asta doar pentru chestii serioase vreau educați. Pentru chestii neserioase... Ia uite cuticulele alea, mamă, ce i-ai văzut cuticulele, bă? I-ai văzut, bă, cuticulele? Te uiți? Mi s-a făcut scârbă, mi-e greață, nu mai pot să mănânc. Pleacă cu cuticulele de aici, Doamne ferește. Cui nu-i place șaorma? Adică... Ce să mă gândesc? La 4 dimineața după club, dacă ar intra ceva mai bine decât șaorma? Mi-e dor de șaorma. Go! Pune palmele pe sol, așa. Detaliile mici fac diferența. Mici? Mult loc. Jur, loc, frate. Deci în magazine ai loc, în parcări ai loc, pe șosea ai loc. Sunt totul mult mai mare în America și mai confortabil. Au mai mult pământ. Da, da, chiar că. Vreau să vorbesc despre panorame, dar aici e un monument cu... Iisus răstignit. Deci cred că o să mă mut puțin mai încolo. Prima mea fantezie. Să poată să facă sex. Da, măcar. Să-i dea cineva voie. Nu trebuie să fie fantezie, trebuie să fie o întâmplare. Să se întâmple. Nu mă interesează termenii. Nu vreau tocuri sau să se întâmple. Aia a fost prima mea fantezie. Să zică da, naibii. Mersi mult că m-ai adus. Sigur. Nu puteam să... Nu te văd în siguranță acasă. Da, ok. Da. Eu adorm. Sau urc. Ok. Nu s-a schimbat. Tot acolo e. Bă, dacă se poate, dacă se poate, te rog eu. Ultima fantezie, ultima mea fantezie este să-mi găsesc și eu o prietenă. Măcar o prietenă să-mi găsesc. Să mă placă pentru ceea ce... Uite-te la cameră când zice asta, dar să te uiți la un ochii camerei. Dacă ești o fată între, hai zicem, 21 și... 22? 21 și... 21! Hai, 21. Scrie-mi, te rog frumos, pentru că sunt un suflet cald, blând, am glumele la mine câteodată, dacă nu mă completează Ruxy. Da, eu nu o să fiu în relația voastră, nu e problemă, nu vreau. Nu vrei să fii gen amica aia care ieșim? Nu. Ai fi al treilea, cum e, third wheel și nu e ok, nu? Aș fi al toate, nu. Dar tu ai relație? Băi, dragostea este un sentiment foarte puternic, din a cărei suferință eu mereu am renăscut ca o pasăre Phoenix. Și sper să mai sufăr ca să renasc
mereu. Știi cum zice Bukowski, nu? Găsește ceea ce iubești, lasă să te omoare. Te dau nici zonă, să știi. Da? Da, și cu pulă și cu... Cu tot. Oh, și m-a ținut așa mult. De la pulă? Da. Să vorbesc. Să scot. Foarte dark locurile unde am mers noi în interviu. Nu vrem să tineretul acum să zică, bă, săracii de ei, nu vrem să ajungem așa.